Bine am venit la hotelul Delta din Jupiter. Remarc că pentru acest an s-a renovat parterul hotelului, în sensul că au o terasă amenajată cu gazon, camerele de la parter. Am și văzut una dintre camere și pe lângă un pat matrimonial au și câte două paturi etajate pentru familiile cu copii. E bine că se investește în hotel. Trebuie să vă spun că eu vin pentru a cincea oară, cred, la acest hotel, pentru că există un eveniment la care particip în fiecare an. Și atunci am remarcat anul acesta un plus. Și la cât mai multe plusuri. Să intrăm în hotel. Sunt aproximativ 300 de camere dispuse în două corpuri pe 5 etaje. Marea se vede de la etajul 5. Iar răsăritul din camerele 501, 502, 503 până la 510. Camera dublă. Parcarea de la Delta este generoasă. Iar camerele de la etajul 5 au vedere la mare. Pachetul nostru este all inclusive. Asta însemnând mese tip bufet suedez. Mare atenție la programul de masă, pentru că în momentul în care se face ora exactă de terminarea programului de masă, mâncarea este strânsă rapid și rămâneți plămânzi. Și acum mergem spre mare.
Sunt 600 de metri de la hotelul Delta până la plaja Jupiter, pe care îi puteți parcurge în 8 minute. În drum spre plajă sunt tot felul de magazine cu cele necesare pentru plajă sau mâncăruri. Trenulețul care merge până în Neptun, Olimp, și anul acesta am mai descoperit ceva chiar înainte de a ajunge la plajă. Pe partea dreaptă s-a deschis Galaxy Water Park. Să vedem și noi cât costă intrarea. Intrarea pentru o zi întreagă, pentru adulți, e 60 de lei, iar pentru copii cu înălțimea până la 1,30 m sau peste, 50 de lei. Dacă nu mă înșel, pentru cei de la Delta sunt reduceri. Există și alte tarife pentru cei care vor să petreacă doar 3 ore în acest parc. Am ajuns la plajă Jupiter. În această perioadă, aici pe plaja din Jupiter, se desfășoară campionatul de fotbal pe plajă, ediția a 9-a, parcă. Sunt meciuri de fotbal programate pe două terenuri. Anul acesta s-au înscris 32 de echipe din toată țara. Este un bar aici și un punct Kiss FM. Prețurile șezlongurilor sunt de 25 de lei, dar de la recepția hotelului puteți obține reduceri substanțiale pentru achiziționarea șezlongurilor. Să vedem și marea în stațiunea Jupiter. Marea Neagră are valuri, sunt ceva alge din apă. Dar suntem la mare, e concediu, vacanță. Filmare și de seara a restaurantului de la Delta. Intrarea în hotel
Aici se servește masa. Au niște fântâni, drăguțe. Am intrat la recepție. Aici e barul. Vă arăt acvariul, care este foarte frumos. Se pește șarca lumată. Cărucioarele parcate. Copiii sunt foarte bine la Hotel Delta, iar la restaurant, în fiecare seară, am avut program artistic, fie cu cântăreți, fie cu dansatori. Urmăriți și dumneavoastră secvența. A little bit of Monica in my life, and a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita for what I need, a little bit of Tita for what I see, a little bit of Sandra in my sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica in my hair, a little bit of you makes me feel more.
Și pentru că nu puteam să ratez răsăritul de soare la Marea Neagră, iată-mă pe plajă la ora 6:30, așteptând să răsară soarele. Închei această prezentare în timp ce are loc finala campionatului de fotbal pe plajă de la Jupiter din 2019. Finala a primit fluierul de începere de la marele fotbalist Ciprian Marica și una dintre cele două echipe ale Hunedoarei sau Brașovului vor câștiga această finală. Dacă v-a plăcut prezentarea, apăsați abonează-te în partea dreaptă sub imagine pentru a vedea și alte postări de ale mele. La revedere! Performanță maximă. Vreți că știți ce urmează, nu? Cupa Jupiter la fotbal pe plajă 2019. Este ediția a noua și campionii din acest an, în aplauze, cu gălăcie, cu nebunie, îi invit alături de mine pe scenă pe pompierii din Brașov! Sus pe scenă, băieții! Vreau să vă văd aici lângă mine, campionii din acest an! Aplauzele voastre sunt binevenite! Gălăcia voastră este binevenită! Pompierii din Brașov! Mai în spate puțin? Momentul suprem, focurile de artificii pentru voi, după care ne distrăm.